aplaud. Pe grasul că s-a băgat aici. Da, adică... Da. Păi toți, că toți intrăm non-stop la duel. Ultimul battle. Aoleu, și acum trebuie să mă gândesc la cine bag în duel, pe cine salvez. Mamă, așa ceva... Cel mai tare. Da. Nici nu se putea mai frumos. Hai mă, las-o. Să ne spui câți alegem din echipă pentru... Păi tu îi bagi pe toți. Tu nu, ce? Cătălin. Tu trebuie să-i bagi pe toți pentru că tu ai pierdut. Nu. Doar cei să care nimic. Sunt la egalitate, ba, da, trebuie să... Ba, nu, băi, terminați cu prostiile. Nu e de... Data trecută, când a fost... Lasă-mă chiar, că data facem trecută, niște... Data trecută, egal, s-au dus lasă câte trei din echipe. Lasă să-și facă regulile lui, că emisiunea lui, n-ai înțeles? Da, s-a dus, din echipele care au câștigat, Cătălin. A, da, s-a schimbat. Băi, așa a fost un timp, vreau. El trebuie să-și facă regulile lui, ce dracu. Da, un singur vot a dat totul peste cap. Și, până la urmă, ne supunem, n-avem ce să facem. Echipa roșie trebuie să trimită doi oameni la duel. Doi oameni? Da. Și echipa albastră tot doi oameni. Păi și eu de ce se trimit patru? Nu înțeleg. Pentru că ai pierdut! Dar n-a câștigat nimeni, băi, oameni buni, încetați! Băi, dacă în fiecare an când a fost egalitate, așa s-a întâmplat. Votul cel mai mic a intrat. Toată echipa, voturile mari alea două au intrat. Dacă jumătate. Nu știi că în fiecare sezon Cătălin trebuie să mai facă tot regulă este... nouă. Bună pentru el, știi? Șaselea sezon, Cătălin, regulile sunt aceleași. Eu zic să nu mai certați că știa jucările și pleacă. Bine, mă, hai. Tu uiți... Ce? Că ai o amuletă. Nu uit, mă. Cătălin are o amuletă cu care poate oferi imunitate unuia dintre concurenții aflați la duel. Ești doi oameni la duel? Salvezi doar un om. Aș putea să o... Las pe Nela și pe Smiley să fiu sigur că se întorc înapoi în bucătărie. Aș putea să o las pe Nela și pe Creața să fiu sigur că Nela o ajută pe Creața. Aș putea să las la duel pe Smiley și pe Creața și să-mi demonstreze că își merită un loc în semifinal. Deci, cum te simți? Ești bine? O duci pe picioare? Tu cum te simți? Da, bine. Da? Da. Deci pe picioare? Da. Bineînțeles că nu o să mă dau bătută acum în duel și o să dau tot ce e mai bun, îți dai seama, normal. Tot ce știu eu pun pe farfurie acolo. Și o să fiu foarte atentă și să nu mi se amestece gândurile. Dau tot ce e mai bun. Cum am făcut și până acum. De fapt, chiar dau și mai bun. Dau peste. Dau extra. Cum facem, copiii mei? Cum facem? Salvez pe cei care credeți că sunt mai slabi? Nu, se ducă ea care sunt mai buni la duel? Îi salvez pe aia doi mai buni? Cum fac? Dacă ar fi după mine, cred că o să ajung eu și cu Silviu la duel, știi? Adică noi ar trebui să intrăm la duel. Aș vrea să mă propun să merg la duel, dar dacă nu s-a oferit nimic până acum, de ce să fac eu chestia asta? Nici eu nu vreau să intru la duel, de aia nu spun nimica și mai este o chestie, nu vreau să devin erou. Nu vreau să mă sacrific eu, hai că uite, a ieșit erou din Silviu, intru eu la duel. Cum aș face eu, nu e bine. Corect, dar e singurul care trebuie să ia decizia. Ia, stă-vă, Sorine, ce faci acum? Hai să te văd acum, Sorine. Cum alegi? Haideți să începe cu Florin, că poate este mai... Să înceapă cu Bontea, nu eu. Da. Bine, da, ce... haideți să începem cu Sorin. Nu, începeți cu Cătălin, care amuletă să și-o folosească. Eu nu salvez pe nimeni, deci, trebuie să salvați voi. Haideți, eu îmi folosesc amuleta când vreau eu, mă. Ce treabă ai cu amuleta? Nu, nu mai ai când să folosești acea amuletă. Lasă-i ești păi obligat să trebuie să salveze ei și pe urmă amuleta mea. Lasă-i. Faceți o regulă pentru Scarlatescu, ce mai bine? Doi la duel și tu la fel. Și eu așa trimit patru la duel. Și după ce trimit patru la duel, îmi scot unul, că atunci folosesc eu amuleta când vreau eu. Cătălina așteaptă să vadă pe cine trimitem noi la duel ca să știe pe cine salvează. Dacă îi trimitem la duel pe cei mai buni, sunt convins că o să salveze pe Maria. Dacă îi trimitem pe cei mai slabi, sunt convins că o să și-o salveze pe cea mai slabă. Păi uite că nu vreau să-mi aleg. Hai să vedem cât stăm aici. Haideți foarfe, că piatră... Hai să vedem. Nu există nicio foarfe, păi nicio piatră. Păi are trei și eu am unul. Doar băi, trebuie după ce să facem reguli doar după Cătălin, doi la duel. Ce mai vreți, mă? Hai mă, termină. Hai mă, lasă-mă în pace. Hai mă, ia, mai faceți o regulă contra lui Scărlătescu. Nu, dar de ce trebuie să fac cum vrei tu? Nu vreți să rămâneți singuri amândoi aici? Bă, dar nu vreau să fac cum vrei tu. E ok așa? Da, eu nu vreau. Băi, fii atent aici. Uite, aștept voi după tine, 5 cu 5. Prima și prima dată, voi câștigătorii... Cine zice asta? Alegeți-vă câștigul. Cine zice asta? Nu știu, lasă-mă că amuleta... Zici tu? Amuleta, fii atent. Bă, cine ești tu să te asculti pe tine? A început proba și ai ridicat mâna și ai zis amuletă. Da. Așteaptă-mă să-ți ridic eu mâna de amuletă. Uite, și o ridic. Uite că te aștept. Uite-te la mine că te aștept. Altfel nu se poate. Îl aștept. Ce? Stăm aici. Aștept. Gina, ok, hai că o fac eu. Bine.
indiferent cât de mult mi-ar plăcea să stau să mă uit la ăștia doi cum se ceartă, sincer, nu mai am răbdare. Și cred că a venit momentul să începem să fim mai maturi și mai serioși. Hai, pentru hai, că Florin. vreau să-mi văd doi concurenți cât sunt de pregătiți pentru semifinale. O voi salva pe Nela, care mi-a demonstrat de fiecare dată că poate să facă față singură. Vreau să o văd pe Creața și vreau să văd pe Smiley în duel înainte de semifinal. No. Hai! De cine intră la duel? Hai, voi doi intrați la duel. Nu mă gândeam că și eu mă salvează. Nu, absolut deloc. Deci eu am rămas, n-am avut nicio reacție, am rămas mut. Nela, ești în semifinală, felicitări. O să vă rog să mergeți să beți o cafea, felicitări. Un suc, să vă trageți sufletele. Copii, succes. Lasă-mă. Măi... Trebuia noi doi și ne-o salvat. Ce-ai, mă, că e bine și așa e, avem amuletă. O aleg pe Nela pentru că Nela este omul care a demonstrat de fiecare dată că își merită locul în semifinală. Nela este omul în care eu cred că va ajunge în finală și va reprezenta echipa roșie în final. Sper să nu mă blestemați foarte tare, să nu mă înjurați foarte tare. Gata, Sorin? Dar dacă fac socotelele cum trebuie, gata, da. Și până la urmă zic așa, ok, care are cele mai multe șanse în această bătălie, în această luptă, în semifinale? Iar acela este Silvia, clar. Pe cine? Sorin și Vali merg la duel. Mult succes, dragii mei! Mulțumim.